Având în vedere discuțiile purtate în cadrul Comisiei Tehnice a Federației Române de Basket cu privire la propunerea acesteia de organizare a unui turneu pilot, Clubul Sportiv Școlar Sighetu Marmației va organiza un turneu rezervat celor mai mici basketbaliști. Turneul se va intitula Cupa Sighetu Marmației Basketball și se va desfășura în acest sfârșit de săptămână. Vor participa echipe din Sighet, Baia Mare, Târgu Mureș, Sibiu, Cluj-Napoca și Oradea. Da, mai exact în perioada 25-27 februarie va avea loc la Sighetu Marmației în organizarea Clubului Sportiv Școlar Sighetu Marmației, ediția 8-a Cupei Sighetu Marmației Basketball, la categoria de vârstă under 10, copii născuți 2012 și mai mici. Ne bucurăm că după 2 ani de zile, în sfârșit, putem să organizăm la Sighet un turneu, noi făcând o tradiție din aceste turnee. Și de asemenea ne bucurăm că vom avea în acest sezon, în la această competiție, vom avea 15 echipe, 5 de la Sighetu Marmației, iar restul de 10 echipe din mai multe mari centre basketbalistice din zona Transilvaniei. Cât de pregătite sunt echipele din Sighetu Marmației? Având în vedere că venim după o perioadă foarte grea, după 2 ani în care am alternat între mediul online și cel față-față fizic, eu zic că va fi puțin mai greu, dar să sperăm că lucrurile vor reveni în totalitate la normalitate și vom putea să ne desfășurăm activitatea așa cum o făceam acum 2 ani de zile. Sportivii se simt pregătiți? Da, sportivii, având în vedere că sunt băieți născuți 2012, asta însemnând 9-10 ani, ei de-abia așteaptă să fie angrenați în astfel de competiții, pentru că deoarece pentru așa ceva se pregătesc la antrenamente și noi ne bucurăm că putem să le oferim în acest weekend acest mediu în care să-și desfășoare meciurile. Având în vedere că România că este sub stare de alertă, noi vom desfășura această competiție după un ordin comun al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății, iar accesul spectatorilor va fi permis în sală doar la capacitate de 50%, conform anexei 3 din hotărârea de guvern 34/2022. Am înțeles că la finalul meciurilor organizatorii vor împărți și niște chestionare. Despre ce este vorba mai exact? Da, acesta este un alt aspect. Eu fiind și membru Comisia Tehnică a Federației Române de Basket, am avut discuții în această toamnă și iarnă. Federația intenționează să facă anumite modificări la regulamentul de desfășurare a jocului de basket la această categorie de vârstă. Am făcut aceste modificări, le-am propus în cadrul Comisiei Tehnice. Urmează ca acest nou regulament să-l aplicăm la turneul de la Sighet, urmează să filmăm meciurile, iar ulterior antrenorilor care vor participa la acest turneu să le oferim chestionare pentru a ne oferi un feedback despre și o părere despre ceea ce cred ei că ar trebui modificat. Pentru că încet, încet și noi trebuie să ne aliniem conținutul instruirii la antrenamente, să ne aliniem cu cerințele impuse de către Federația Internațională pentru această categorie de vârstă. Și având în vedere că peste tot în Europa, în momentul de față, se joacă pe sistemul pe care noi l-am propus și pe care îl vom juca la Sighet, cred că ar fi o idee și ar fi o oportunitate pentru noi de a schimba ceva și de a merge spre bine. În încheiere, ce așteptări aveți în calitate de organizator de la acest turneu? Ce pot zic? Sper că totul va decurge bine și copiii se vor simți bine. Părinții care vor participa vor înțelege că trebuie să respectăm niște norme și pe final toată lumea să fie sănătoasă și să fie mulțumită.